Din 9 marți, din nou, hashtag 180, Eric Mocanu. Hai să vedem la câte întrebări voi răspunde astăzi. Bună, dragi prieteni! Sunt Eric Mocanu de la Organizația EVES și azi vom încerca din nou să răspundem la cât se poate de multe întrebări pe care mi le trimiteți pe WhatsApp, pe Twitter, pe Facebook, cât și aici la comentarii pe canalul acesta de YouTube și la toate întrebările care conțin hashtag 180 Eric Mocanu vin puse aici în căciulița asta și voi încerca în fiecare marți să răspund la cât se poate de multe dintre ele în timp de 180 de secunde, în timp de 3 minute. Hai să vedem ce întrebări importante ne apare astăzi în ziua de azi. Soare, bună ziua, sunt Teodor din Augsburg și am o întrebare, sunt șofer profesionist și am toate gradele de înainte să vin în Germania. Sunt din 2016. În 2018 m-am dus în România și am preschimbat carnetul deoarece era pe 10 ani. Acum vreau să-l preschimb, s-ar putea să primești probleme din cauza că tu ai făcut o schimbare în carnetul tău în timp ce domicileai în Germania. Sandu Vasile, bună seara, locuiesc în Germania de 6 ani și îmi va expira buletinul și permisul de conducere. Mă pot duce în România să-l schimb? Buletinul da, carnetul de conducere nu. Carnetul de conducere se schimbă acolo unde ați locuit în ultimii 185 de zile și asta înseamnă în Germania. Daniel, vă salut! Băiatul meu este în clasa a doua și nu este prea bucuros când vine vorba despre școală. Este puțin dezinteresat. S-a întâmplat ca odată în timpul orelor să adoarmă în bancă. Învățătoarea a sugerat că este nevoie de un consult pediatric și tot așa, fără acordul părinților. Și a făcut programare la psihologul școlii. Da, este o temă foarte, foarte complicată când este vorba de copii și copii minori care sunt încă la școală. Nu pot aici ca să spun, pentru că este foarte mult, foarte complicat. Trebuie știut mai multe lucruri din spatele problemei. Consultați cel mai bine un avocat în orașul dumneavoastră, pentru că acolo, la fața locului, poate să și facă ceva. Iar o întrebare ce am avut o săptămână trecută. Un kundigung este valabil și pe e-mail, tot de săptămâna trecută, ce? Mi-am băgat înapoi. Nelu. Salut! Este de încredere vreun cont bancar online aici în Germania și dacă puteți să-mi recomandați unul mai bun? Din păcate nu pot ca să vă recomand pentru că nu fac reclamă aici pe această platformă, dar în general toate băncile sunt bune aici în Germania, plus că securitatea bancară pornește în cele mai multe cazuri, toate legislațiile de securitate bancară pornesc din Germania. Deci, da, sunt bune. Joker, știți cumva dacă este în Germania vreo regulă în ce privește lunile în care am voie să tai iarba din stradă? Aș putea să o tai și în luna februarie? Nu există regulă. Există orele de liniște și orele de zi de muncă. În rest, nu. Puteți să-mi spuneți dacă suma de... Ce cu astea? Astea sunt întrebări care le-am avut și în filmul trecut. Pentru că am avut cele 3 minute s-au dus, dar văd că am avut niște întrebări puse din celelalte filme, îl mai pun și pe celălalt, pe ăsta care l-am avut în mână. Dacă biserica mi-a reținut Kirchensteuer un an de zile și nu eram înscris la nici o biserică, se mai poate recupera banii? Bineînțeles, poți să-ți faci un recalcul a venitului tău anual, se numește Lohnsteuererklärung, și atunci vezi dacă primești ceva bani înapoi sau nu. Cum am spus, cele 3 minute s-au dus, am reușit la 1, 2, 3, 4, 5, 6... 2, 4, 6, la 6 întrebări să răspund astăzi, wow, am mers repede de tot, printre care și una mai complicată la care am spus cea cu copilul la școală,
consultați neapărat un avocat din orașul dumneavoastră, pentru că nu este de joacă. Avem noi la EBS date la avocați prin Germania, foarte multe dosare în care Jugendamt a ajuns să iei abuziv copiii de la părinți. În filme, pe YouTube, pe Facebook, încă nu pot să fac scandal sau să spun de tema asta, pentru că dosarele sunt în lucru și nu vreau ca părinții aceia, pe baza unui filmuleț pe care îl fac eu, să iau toate șansele care mai le are pentru a-și primi copiii înapoi. Cum era cu cei din Danemarca, parcă din Islanda, Irlanda sau unde mai ies, acolo am susținut, pentru că acolo deja s-au ajuns prea departe și nu se mai putea face nimic decât prin propagandă și demonstrații, dar la cazurile care le avem aici, numai pe anul ăsta, dacă nu mă știu, am vreo 4 dosare care le prelucrăm cu avocații noștri din Germania, Hamburg, Frankfurt, Gießen și Leipzig, parcă. De aceea nu vreau ca să mă exprim pe temă. Dar dosarele astea, toate cazurile trebuie testate foarte bine, pentru că nu este de joacă cu Jugendamtul și nu este de joacă cu copiii. Da, dragi prieteni, acesta a fost filmul de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like. Jos în comentarii puteți să-mi scrieți întrebările voastre și distribuiți canalul ca să vadă și alții că există un canal de informare și da, ne vedem la următorul film și mâine miercuri vom fi mâine seară direct în live aici pe canalul de YouTube. Vă mulțumesc și pe mâine. Ciao!